A adunat trofeu după trofeu și nu are de gând să se oprească aici. Anul acesta, Irina Dumitru a dominat sezonul intern de ciclism cu 18 victorii în 33 de curse. Îi se spune colecționarea de trofee. Irina Dumitru a început seria victorilor la Petrolul Ploiești și din 2014 a continuat-o la Bike Expert Racing Team. Nu a lăsat nicio șansă adversarilor atât la șosea cât și la mountain bike și chiar dacă anul acesta a fost de 18 ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, nu are de gând să se oprească aici. Toate victoriile au fost frumoase. Mai e loc unde să pui trofeele? Nu, tocmai mi-am construit altceva. Concurența în ciclismul feminin devine de la an la an tot mai acerbă. Mai multe fete se înscrie la nivelul 1, adică încep să treacă de la amator la performanță și asta îmi place. Pentru anul viitor, Irina Dumitru are o singură dorință, consacrarea și în cursele din străinătate. În străinătate cred că se vede adevărata valoare și în România este concurență, dar mai puțină.